Joi 6 octombrie 2022, mă aflu în orașul Breaza din județul Prahova, în crescătoria campionului național și olimpicului român, domnul Marius Fluștoiu, care e aici lângă mine. Bună ziua, domnul Alexandru! Te salut, Marius, și felicitări pentru performanțele deosebite pe care le-ai obținut în ultimii ani. Mulțumesc foarte mult, bine ați venit! Foarte bune! Bine te-am găsit! Printre porumbei aici, nu se putea altfel? Da, da, păi dar na, ce să facem? Dacă acum s-a încheiat sezonul, acum începe anul 2023. Da, ai dreptate, pentru, așa. Pentru ei, așa, așa. Și pentru mine, de altfel. Nu te ocupi acum, nu ai ce așa. Să realizezi la an. Aici ne aflăm în compartimentul cu care ai de pui. Pui serii 2022, da? Da. Ești mulțumit de cum au ieșit, Marius, la mână? Foarte mulțumit sunt. Ești zburat, nu? Da, toți puii de aici sunt zburați. Unde? Pe ce direcție și până la ce? Direcția Bulgaria. Ce distanță și câte zboruri? Am zburat 30 dintre ei până la 320, ultimul zbor care a fost ultima etapa noastră. Și porumbeii de fond, care mai am eu pe aici între ei, fond general, i-am băgat la 400 de km la rezervor. Ah, am băgat 15 porumbei, s-au întors 13. Bravo! Stai bine! Da, da. Binișor, binișor. Cu rezultate bunicele. Aveam și un pui care a avut 7 clasări din 7, trebuia să o facă pe 8, dar n-a mai venit la ultima etapă. Tu oricum ai zis că nu pui mare accent pe rezultatele puilor, nu? Rezultatele puilor, pentru că puii se poate să te și păcălească. Așa e. Ia spune, le mai dai drumul la momentul ăsta? La momentul ăsta nu le mai dăm drumul, pentru că răpitorul a început să-și facă treaba. Am înțeles că deja... În 3 zile mi-a luat 3. Dintre care doi din... Dintre care doi din Olimpicul. Direct din Olimpicul, da. Îi alege. Parcă îi alege, ai dreptate. Chiar unul dintre ei îl oprisem acasă, pentru că îmi plăcea mie cum arată ca și mascul la mână. Și Păla l-a ales și el, că i-a plăcut și lui, probabil. Și m-a lăsat fără și când am văzut treaba asta, chiar aseară, când eram aici și am văzut că nu e, am strâns trapele, am strâns ceasul, am strâns tot, că nu aveam de gând să mai bag o etapă la Răbălivos, la finala acolo în Bodrumului. Aha. Și zic să bag și eu acolo să mai aștept 5 porumbei acasă, dar m-am... Bă, că cred că îți luam fiecare zi, ar fi. M-am liniștit, da, probabil că da. Așa este. Probabil că da. Ce infuzie ai mai făcut în ultima? Ce sânge proaspăt mai printre pe aici? Am adus niște porumbii de Hasendoc acum, că sunt la modă. Da? Cum erau bulci până acum, acum au trecut porumbii de Hasendoc. Porumbii de brande, originali. În combinație cu ai tăi? În combinație cu ai mei, da. În combinație cu ai mei, în combinație cu Olimpicul. Am 4 pui din Olimpicul cu femele de Hasendoc, de la Cosmin Olteanu. Foarte frumoși porumbii, foarte buni. Acum rămâne să vedem. Trebuie să-i testez la coș, la zboruri. Așa e, da. Rezultate. Știu că tu ești mare zburător. Nu oprești până nu îi selectezi la sânge, așa, nu? Da, 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 clar, clar, clar. Coșul pentru mine este o selecție foarte, foarte bună. Îmi place cum arată. Aici nu strănută niciunul. Vreo 7 pui, cred că din 7 au fost 7, au rămas 5, că 2 i-a luat Uliu, din Olimpicul și via vreo 12-13 nepoți, cred că sunt aici. Aha, ai marfă bună, ai lot calvar. Adică a făcut, văd că a început să și reproducă și copiii lui și el, zic că până la un moment dat o să dea ceva, cel puțin la jumătate din valoarea lui. Acum sperăm, în continuare. Da. La porumbii de fond și maraton au renunțat anul ăsta. Da, ai renunțat? I-am dat pe toți. I-am dat pe toți, da, pentru exact. Că nu este zona pentru noi să jucăm fond și maraton. Da. Așa e. Ruta de zbor pentru la anul nu s-a stabilit de nimic deocamdată, nu? Cel puțin pe viteze de mifond, eu zic că rămâne aceeași. Rămâne pe Bulgaria, da, nu? Bulgaria-Grecia. Fondul maraton nu se știe deocamdată. Fondul maraton încă nu se știe. Probabil se vor muta băieții undeva mai stânga să se ducă la munte. Da. Nu știu, deocamdată puii s-au antrenat pe munte. I-au antrenat ei, că eu nu am jucat. I-am antrenat pe munte. Acum ce s-ar întâmpla în primăvară? Știi că la Prahova o parte au jucat și au pui acum pe munte, nu? În toamnă? Da, da, da. Au jucat pui pe munte, da. Asta exact. Ziceam, au jucat pui pe munte și probabil vor juca și maturi în primăvară. Dar ceea ce este pe munte foarte greu din cauza răpitoarelor. Nu că n-ar fi o zonă de concurs foarte, foarte bună. Aici pe munte care nu-ți mai vine a doua zi, cel târziu, nu se mai întoarce, nu mai vede casa. Porumbei cu palmarese pe munte foarte puțin. Da, așa e. Foarte, foarte puțin. Noi am zburat atâția ani pe munte și de-aia am plecat. Acum de ce s-au întors ei înapoi? Da. Nu știu. Probabil și din cauza zonei cu Ucraina, că s-a închis acolo granițele, că altfel bănuiesc că era în continuare în Ucraina. Da, ar fi fost pe Ucraina, corect. Dar acum să vedem războiul, cât o să dureze, câți ani? Da, da. Când da, o să deschidă spațiul aerian ca să... Te duci cu porumbei. Cel puțin 4-5 ani nu ai ce să cauți acolo. E greu. Infrastructura e la pământ. Da, așa e. Așa e. Acum rămâne de văzut.
Și cam ăștia sunt puișorii care au rămas și cu ăștia atacăm la primăvară. Din ăștia cât selectezi? Mai scoți din ei? Cred că mai scoți vreo 5 masculi, 5 femele. Sigur. Sunt 40 și până vreo 52, nu, mie îmi trebuie să rămână cam 40-45 de vorbei. După ce criterii selectezi? Origini sau la mână? Nu neapărat, și origine, dar și luăm un pic la mână. De exemplu, uitați, acolo avem unul care e mai... Mai slăbuce un pic de file, deci ăla o să rămână cu siguranță și mai ne uităm un pic și la... Și la familie, nu? Și la zburătorii. Da, exact. Și mai scoatem în ei 4-5. Oricum, o să scoți păsări de calitate. Pentru că ești un zburător bun de top. Sperăm că va fi bine și... Cu păsări încercate. Da, exact. N-ai cum, Marius, n-ai cum să cazi în cap, îți spun. Eu sper. Într-un an, n-ai cum. La ce lot ai tu de porumbei aici, mascul și femele? Și zburați pe o rută dificilă, deci... Da, deci anul ăsta de la sud la nord, cu vânt din față și asta... și din lateral, care știu. A jucat foarte, foarte greu. Deci ce a rămas, zic eu, numai păsări de calitate. Așa e, așa e. Chiar dacă s-au mai și pierdut în păsările de calitate, cu siguranță s-au mai pierdut, că și pe câmp au început să vină răpitoarele. Da. Și au mai venit agățați acasă, au mai venit. Dă șoim așa acolo, așa da, e. Da, așa da. E. Da. Bravo, felicitări încă o dată. Mulțumesc, domnule Alexandru. Și multă baftă în continuare, Marius, îți doresc. Toate cele bune. Tot veniți, numai bine.